Salutare din nou, Alin Nicolescu aici pe canal, deja cred că v-ați obișnuit. Ce vă prezint astăzi? Un alt invertor, pentru că PNI-ul de data trecută, deși mi-a plăcut foarte mult, asta ca să înțeleagă clar că n-am avut nimic împotriva lui, doar că am primit unul defect și cu probleme la culoare. Și tocmai de asta aș intra destul de des în protecție. Am comandat alt invertor. Aș fi vrut să iau unul la fel ca ăla, dar mi-era frică să nu am probleme cu toată seria, ce știu eu. Deși am spus și pe clipul vechi, hai ca să fac o prezentare și o introducere mai lungă, anume că am un prieten foarte bun care are același tip de invertor pe NISB1000 de W și merge perfect de un an. Deci pot să deduc că am avut ghinion. În concluzie, am decis să iau alt tip de invertor, și anume un EA Sun 3000. Cam așa arată cutia dacă te uiți la ea, deși spuneam eu, domnule, e mai bine românisme decât chinezarisme, dar iată că am ajuns tot la chinezarisme. Și dacă ne uităm la cutie, scrie că este un power inverter și toate cele, dar nu spune nici măcar brand, pentru că probabil cutia nu este una originală sau ce știu, poate așa veni ele. Hai să-l deschidem împreună acum, să vedem ce primim în pachet. Evident, avem inverterul EA Sun. Ei spun că este sinus pur. Da? Cu o putere de 1500W, respectiv cu vârf de 3000. Foarte, foarte ok. La 12V, evident, frecvență de 50Hz la 230. Hai să vedem ce primim în cutie. Deci avem invertorul, care este, cred că la jumătate, față de PNI, atât ca greutate, cât ca și dimensiuni. PNI-ul era undeva până pe aici. Dacă vreți, îți iau și o ruletă și îl și măsor. Și avem undeva pe lungimea lui 26, respectiv 27, dacă adăugăm bornele, 27 lungime, înălțime undeva la vreo 6, da? Și lățimea este la 10, cu partea de jos, hai să zicem 11, da? 3000W cu sinusoidă pură la 1500W și cu pic la 3000, 12V, 220 la 50Hz. Ce să zic? Pe partea din spate, dacă dau un pic de zoom și punem și blitzul la treabă, avem un mini display aici, afișaj, care ne arată DC-in, adică ne arată cât vine curent de la baterie. Unele au două display-uri, ne arată și cât scoate, undeva la 230, 220 în funcție de consum. Și un buton on-off. Interesant e că încă avem curent în el. Foarte tare. L-au trimis probabil deja încărcat. Și o priză, cum spuneam, o priză din asta clasică, nu e de Europa precum era la PNI. De asemenea, dincolo avem două prize, aici avem doar una, n-ar fi o chestie foarte, foarte deranjantă. Pe partea asta nu avem nimic, iar în spate avem bornele, plusul și minusul și un mini ventilator. Apropo de PNI, cum spuneam, ăla era dublu, era undeva pe aici, ăsta e mult mai ușor, cred că are un kilogram, 1-200, avea 2 kg și ceva, ca dovadă era de două ori mai lat, de lung, nu știu dacă era neapărat mai lung, dar era de două ori mai lat, tocmai de asta avea și două ventilatoare, dar știți că problema, apropo de ventilatoare, chiar alea m-au făcut să-l dau înapoi, altfel nu se înțelege greșit, mie mi-a plăcut foarte mult. Dar asta e, când ai un ban vrei să și funcționeze, nu vrei doar să le iei și atât. Să vedem ce poate micuțul ăsta, spuneam eu, băi, nu luăm chinezării, luăm chinezării, până la urmă, EA Sun. Dar să vedem ce mai primim în cutie. Apropo de bornele astea, dăm din nou cutia aproape, avem niște cabluri, cabluri mai sănătoase decât la PNI, da? Ce nu-mi place că se mișcă chestiile astea aici, ar trebui să stea fixe, lipite, dar se poate rezolva cu bandă izolări sau cu niște varniș. Altele la cald, că astea nu se contractează, văd, așa ceva de genul. Dar ca grosime avem undeva la 16 mm, ceea ce e foarte bine față de alea de 5-6 câte aveau, chiar dacă erau două la număr, cred că astea sunt mai bune, mai sănătoase, dar la final, dacă îmi place de dânsul, de micul ăsta, o să-mi pun cablurile mele pe 25. Dăm deoparte și cablurile, ia să vedem ce mai avem noi în cutie. Ce mai avem în cutie? Polistiren. Avem mufele,
un fel de conectare și protecția totodată la borne plus și minus și cadou de la nașul mare din partea casei, o pereche de borne de baterie clasică, doar că, ce să vezi, mai am și una, astea nu le voi desface pentru că am deja așa ceva și bateria mea este litiu, fier, fosfat, e cu șurub clasic, se înșurubează, nu se prinde așa, deci nu sunt neapărat utile, dar o să știi vreodată la ce le poți folosi. A, să zicem că vrei să-ți mai faci setup un al doilea rând de cabluri și vrei să-ți încarci de la soare bateria auto, că nu mai nu știu, nu mai ai baterie în ea sau ceva, dar având invertor, respectiv am și încărcător de baterie la 220, deci, na, depinde. Și continuăm cu unboxing-ul. Na, ce să zic, nu mai avem certificat de garanție, probabil e la modul, băi, ai factură, în funcție de aia ne dăm seama când faci 2 ani sau nu faci 2 ani. Și asta ar fi manualul. Deci uite-te cât era, uitați-vă cât e de mic ăsta și cât era la PNI. La PNI avea ditai cartea, nu știu câte limbi. Aici e așa, o fițuică, te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut. Orice rimă întâmplătoare, nu vă gândiți la ea. Așa. Și aici ne spune că dacă e pe verde LED-ul e bine, dacă e pe orange a intrat în standby și dacă e pe roșu a intrat în protecție. Și ne mai spune el indicațiile LED-ului în funcție de cât la sută are bateria. Numai că eu nu am nevoie neapărat de să mă uit la LED-ului, că am la baterie aplicație. Bun, cam asta ar fi cu experiența de unboxing. Asta primim. Cutia e mult mai micuță, mai nu înțelegi. Nu contează atât de mult cutia. Revenim la invertor. Ce putem să spunem despre el? V-am zis, cam așa e în partea din spate. Așa e pe față sau invers. Asta e spatele, aia e fața. Da. Și rămâne să-l punem la treabă. Ca și preț, este undeva la 580 de lei, respectiv 550 îl găsisem la o ofertă, numai că până am dat comanda, până a ajuns, până a luat-o EMAG-ul, că de acolo l-am și anume luat, ce să zic, a ajuns la 580. El poate să fie și 640, dacă mă întreb pe mine, acum un an era vreo 450 de lei, așa de la niște persoane private, să zicem, care le vindeau pe OLX, dar acolo nu cred că ai garanție. Aici, în schimb, e interesant cum poți să găsești același produs pe EMAG, același specificații și la, 400, și la 550, și la 580, și la 620, la 650, adică, nu știu cum să zic, dar zic, prost să fii să lei pe ăla la 650 când poți să lei la 550. Din păcate, mie până mi-au luat comanda, azi nu știu, domne, s-a făcut 580. Noi să venim sănătoși. Celălalt a fost 600, aproximativ 650 PNI-ul, dar dacă mă întreb pe mine, îmi părea mai robust, mai așa. Dar poți să știi, poate e mic, dar duce tată, știi? Mică, mică, dar ridică. De putere mă refer la invertorul ăsta, nu vă gândiți la altceva? Sau gândiți-vă. Revenind, cam asta este cu unboxing-ul. Îl pun deoparte. Am aici un fân. Da? Undeva la 1200 de W. O să-l testez și o să revin cu concluzii, cum se zice, cu detalii tehnice exacte din aplicație, să vedem exact dacă îl duce, pentru că celălalt l-a dus. Teoretic nu văd de ce nu l-ar duce și ăsta, pentru că el poate să ducă până la 1500 de W, deci mai mult decât PNI-ul, doar că al meu BMS din baterie poate maxim 100 de amperi. Înmulțit cu 1012,8 ne dă 1280 de W. Hai să zicem 1300 de W. Deci pe ăsta ar trebui să-l ducă fără probleme. Dar ce mai avem noi acolo jos? Ia să vedem dacă ne ajută zoom-ul. L-avem pe prietenul nostru, vedeți cât scrie? 1500 de W. O să-l testăm și pe ăla. Ce v-am spune că o să-l ducă? Mai la limita de sus o să-l ducă. Probabil se va încinge un pic cablurile, se va încălzi și el. Toate astea le vom vedea în curând, după ce îl pun la treabă. Cam asta e cu unboxing-ul. Dacă ar fi să adaug ceva și e interesant, dar n-ai ce să faci, că nu ne ascultă nimeni. Bă, nu știu dacă s-ar fi putut, cu riscul de a fi ieșit poate un pic mai mare. Bă, mi-ar fi plăcut plusul să fie aici, să fie cooler undeva pe aici și minusul aici, tati, ca să nu fie atât de aproape unul de altul, plusul și minusul, că uite, hai să facem o treabă. Bași plusul aici, l-ai prins, bași minusul aici, l-ai prins. Eu sunt sigur că nu prea au cum să se atingă, dar bă, știi cum e? Parcă mai mișto era să fi fost așa. Uite cât de tare. Plus că te ajută și la baterie, una e în stânga, una e în dreapta. Deci cam asta ar fi, revenim după. Cum spuneam, ventilatoarele au pornit, se aud bine, e tot ok.
Ăsta s-a încălzit un pic, e normal, pentru că totuși 1000 și ceva de vați. Îl mai pornim o dată. Aici. Scade și bateria, 11.9. Dacă știu să sunez cumva și să vadă culete, ar fi super tare. Uite-l aici pe micuț. Și acum coolerul aproape s-a oprit. Pare că e tot ok. Și nu face gălăgie, tot. Asta contează, nu ca alea care făceau ca toate avioanele. De călduț e călduț, nimic de zis. Ia cablurile. Cablurile sunt ok, nu avem probleme. Aici e chiar rece. Bun, și l-am și instalat. Uite diferența. Aici erau șuruburile la penii de aici până aici și venea până jos. Asta, practic, bași două. Și ce spunem că nu-mi place? Deci, uite-te, știu cum, vin firele, că na, n-ai de ales. Alea vin pe aici, se duc pe aici, minusul vine să duce pe partea asta, mă rog, să zicem, și în spate e foarte, foarte, sunt foarte apropiate, dar nu-i doar asta problema. Problema e asta, uite. Problema este că se mișcă astea cu tot. Iar la mine așa ceva nu există, tate. Adică dacă nu găsesc o soluție să le strâng, dar nu-mi dau seama acum că nu sunt strânse pe dedesubt, adică din el. Și din nou zic, eu nu o să-mi bag mâna să-l desfac, că pierzi garanția, tare mie că dau și pe ăsta înapoi dacă nu-mi place cum funcționează. Dar hai să facem câteva teste. În momentul ăsta pornim bateria. Da? Dăm drumul și la panouri. Așa, și să dăm drumul și lui. Ia să opresc blitzul ca să vedeți mai bine. Scrie 13x3, se vede, da? Cam multă lumină aici, stai să mai... E, așa. Și acum să băgăm consumatorul. Punem pe prietenul nostru frigideră. Ia să vedem cum îl punem pe ăsta să stea mai bine, așa. Ok. Și-a pornit. Funcționează tot ok. Îl lăsăm să facă treabă. Să vedem ce și cum. Facem teste, vedem dacă se încălzesc cablurile. Acum nu știu, să văd dacă îi face test cu el aici sau îl pun undeva aici din nou. Eu l-am aranjat ca să vedeți ca idee cum se poziționează. V-am zis ce nu-mi place. Nu-mi place treaba aia, că se mișcă bornele. Sunt nepermis de aproape una de alta. Da? Că acum, uite, pot să și filmez. Dar nu-mi place treaba asta, că se mișcă așa. Adică nu e ok. Par destul de firave, poate n-or fi, nu știu. Dar... Vom vedea. Și apropo de ventilatoare, puteți auzi că vedea, nu știu dacă se poate și vedea. Ia să încerc eu să fac o treabă, e și mai greu. Și s-a oprit. Ideea că funcționează și nu face gălăgie. Deci, practic, coolerul n-are problemă la asta. Acum rămâne de văzut cum se comportă în sarcină. Să vedem dacă duce mai multe device-uri, dacă... Bine, una peste alta eu nu zic. Eu cred că duce fără probleme, chiar dacă este el mai micuț și asta. Singura problemă, a treia oară spun, sunt bornele alea. Nu-mi place cum sunt făcute una aproape de alta. La urmă mă decid, dacă îl păstrez, o să am eu grijă, desfac frumos șuruburile și strâng bine bornele. Dacă nu îl păstrez, îl dau înapoi și poate vin cu al treilea invertor sau poate, nu știu, poate în final cer din nou un alt PNI, dar unul care să n-aibă probleme cu ventilatoarele. Am revenit special ca să auziți și ventilatoarele că tocmai porniseră și atunci era un motiv bun să vă arăt și vouă că se aud ok, că n-avem probleme cu ele. Acum, ca poziție, eu m-am gândit să-l pun aici pentru că aici pusesem și PNI-ul și venea bine. Am zis, am aici partea cu 220, iar în partea asta 12V. Dar cum vine firul pus și priza asta vieția lor sucită, era mult mai mișto să fi venit, gen, dacă îl puneam aici, să fi venit așa, dar parcă nu l-aș pune aici, na? Vreau să rămână frumos, adică în spate MPPT-ul și ce vine de la panou, siguranțele, toate jos, aici 12V, iar aici 220. Să n-amestecăm capra cu varza, nu de alta, știi ce zic? O să dau drumul la teste, ne vedem în aplicație.
Și se pare că invertorul cel nou, cel de la EA Sun, consumă la fel de mult sau de puțin cât consuma și cel de la PNI, undeva la 9W și 55, 8W, 9W, hai să zicem o medie de 10W, da? Adică exact cât și celălalt. Pentru mine este foarte, foarte bine, ținând cont că am un frigider normal în mașină și este conectat acum. Din moment în moment ar trebui să pornească și atunci nu face decât să mă bucure să știu că am invertorul, uite-l că a pornit, am invertorul care consumă 10W, cu 10W peste frigider și peste orice aș veni. Adică e infim, e... Na. Și acum frigiderul meu care a pornit, fix în momentul ăsta la 21 și 22 de minute, o să meargă 2 minute jumate. Cum spuneam, el are un consum de 38W, doar că 38W oră, însă el nu merge non-stop 38W timp de oră. El merge undeva la 70-68W. Uite, acum, de exemplu, am un consum total de 77W, din care dacă scădem invertorul vreo 9, rămâne 68W, da? Vedeți, oscilează, fluctuează. Deci, să spunem, undeva la 68W, dar după 2 minute jumate, el se va opri. Va sta 2 minute jumate, va consuma 0 și tot așa. Și media este undeva la, cât să zicem noi, între 35 și 40 de W oră. Revenind la invertor, că din nou spun despre el, e vorba în acest video, mi se pare foarte bine că are un consum la fel de mic cât PNI-ul, doar că deocamdată rămâne să-l testez mai multe zile și pe ăsta, să vedem exact dacă îmi face sau nu figuri cum a făcut PNI-ul. Din ce văd eu, coolerul din spate e mai mic. Ca și construcție, cum v-am și spus, este mai puțin robust, e mai ușor ca greutate. Probabil, nu știu, și piesele din el sunt altele decât au fost în PNI. În primul rând că în PNI aveai două prize, aici ai doar una. În al doilea rând că acolo aveai două culori mai mari, aici ai doar unul singur și nu e foarte mare. Dar nu e nici gălăgios deocamdată, rămâne de văzut în timp. Și după cum puteți vedea în aplicație, în momentul de față, el împreună cu frigiderul consumă 68W. Deja înseamnă că și frigiderul se apropie ușor, ușor. De momentul în care va decupla, se va opri compresorul și toate cele. Amperi, uitați, 5,19, să zicem 5,2A. Dar numai acum, o să vedeți că mai stăm un pic și imediat va decupla frigiderul și o să scadă consumul iar la 9W. Ce poți să vrei mai mult de atât? Pentru mine e foarte bine. Și de ce tot repet chestia asta? Pentru că un frigider dedicat auto pe 12V, nu mă refer doar la cutii din alea, să zicem un frigider cum la meu de 88 de litri, sau poate chiar mai mare, sau unul pe acolo, costă la 2000 de lei cel puțin. C-o fi, nu știu, să faci conversia, păi un compresor, un motor este undeva la vreo 600 de lei, mai pune freonul vreo 200, mai pune mâna de lucru și să zicem că ajungi la 1000 de lei. Asta dacă îl faci tu, dacă îl iei gata făcut, pe 12V, s-a terminat. Deci nu vreau să dau nume de site-uri, că le știți și voi, dedicate pentru rulote, pentru camper, pentru chestii. 21 de milioane. Iar eu am luat frigiderul cu 400 de lei nou, țiplă. Aia zic, și este și foarte, foarte economic frigiderul. Și apropo că vorbesc mult, iată că deja de mai bine de 30 de secunde a decuplat și frigiderul și suntem din nou la consumul ăla de 10W în medie al invertorului. Foarte bine. Voi ce credeți? E convenabil, nu-i convenabil? Preferați să vă luați direct frigider pe 12V, să nu mai stați cu invertor? Pentru că mulți asta argumentează. Domne, dar stai că îți consumă invertor. Bă, cât consumă? 10W în plus? Pe bune? Ăla-i consum? Ziceți și voi. Am adus cu mine un fan care are undeva la 1200W. Hai să zicem 1000W. L-am pornit acum pe treapta 1. Și uite, să ducem 458W. Pe treapta 2. 1086W. Și s-a oprit. Înseamnă că a intrat protecția în momentul de față. A intrat protecția probabil pentru că a intrat și frigiderul și deja depășea 100 de amperi. 1280W aia sunt, știi? Cu tot, cât poate să livreze. Ia stai să-l repornim. Ok. L-a repornit. Și
Așa. Se duce deja în aproape 1200 de W, 1178 ceva. Limita bateriei, mai contează acum și BMS-ul din baterie cât poate să ducă, pentru că e cam limita ei, da? Dacă tot facem teste, facem teste. Însă e aproape sigur că se va opri dacă intră și frigiderul, care mai consumă și la vreo 70 de W instant. Da. Că și dacă este invertorul care duce, că ăsta nu are de ce să intre în protecție, că el se duce la 1500 de W. Dar e vorba de BMS, care taie orice curent la 100 de amperi, respectiv 1280 de W. Da, uite-l că merge. Evident, consumul pe măsură, 1000 de W într-o oră consumă toată bateria, dar face și noi teste câteva minute. Deci se poate. 1170 de W. Da, pentru test eu zic că e de ajuns. Și până la urmă, cine folosește fenul mai mult de 5 minute sau cât e? Ok. Din nou în aplicație, hai să facem un test la aspirator, să-l vede și pe aplicație cât consumă. Și a pornit. Mamă, s-a dus în 1700 de W la pornire, are 1200 aproape acum. Se pare că a funcționat fără probleme, consumul e pe măsură, peste 1200 de W, ce să mai, dar ne facem treaba cu el. Înseamnă că, deși BMS-ul ar trebui să ne taie la 1280, ne lasă la limită, sau să zicem că am fost chiar la limită, deși scrie pe ăsta care 1500 consum, ați văzut doar la plecare, a luat 1700, după aia coboară undeva la 1200, deci suntem oricum pe limita de sus și a BMS-ului. Dar și al, nu, de fapt al lui nu-i problemă, că el se duce până la 1500, dar ce pot să spun este că față de PNI se încinge. Este mult mai mic, e cam la jumate ca dimensiuni, are doar un singur cooler, n-a intrat în protecție, dar se cam încinge. Și încep și cablurile să se încingă un pic pe capete, dar important e că ne facem treaba. Până la urmă asta și vreau, îl testez la maxim ca să văd cât duce și cum trage. Salutare dragilor, eram în timpul editării acestui clip video și când să fac încheierea, tocmai am observat că nu mai am încheiere. Nu știu din ce motiv, ce-i drept am lăsat telefonul unor nepoței sau nu știu, să se joace cu el în ultima perioadă. Și deși aveam filmat o super încheiere, deschid și eu geamul un pic aici, că am zis să fac o altă încheiere la dubă, doar că din păcate nu mai am invertorul la mine, pentru că l-am dat, asta era concluzia finală și în momentul ăsta vă și spun că
Asta e concluzia acestui clip video, că într-un final am decis să dau retur și acest invertor. Nu pentru că n-ar fi fost el ok, ci pentru faptul că avea acele borne. Și îmi pare rău încă o dată că nu am clipul să vi-l arăt. Vă arătam exact cum borna de roșu, care oricum era foarte, de la început v-am arătat în clip, foarte aproape de cea neagră, de minus, pur și simplu se mișca. Oricât ai fi vrut să o strângi, în momentul când puneai fir și firul era destul de grosus și punea presiune, se mișca cu totul și atunci nu prea mai aveai siguranță pe ea. Și știm bine că atunci unde avem un contact imperfect, se creează căldură. Și când vorbim de 100 de amperi, că na, dacă bagi ceva în priză de 1280 de W, cât ar avea bateria maxim, cam atâta trec pe acolo. 100 de amperi, că mulți cu 12,8, că m-a putut. Și ce credeți? Deși inițial spuneam că, băi, ok, e decent, firele sunt în regulă, nu, ajunseseră să se încingă până la jumătatea firului, cel puțin roșu, că acolo era problema. Și mai mult decât atât, în locul unde puneai mâna pe el, pe bornă, că am și stat să țin mâna pe bornă să văd ce se întâmplă, băi, frigea la propriu, adică dacă n-ai avea siguranță de protecție, să presupunem că ar merge în continuu, neavând siguranță care să se ardă, poate intra el în protecție, dar poți să știi, poate nu mai intra în protecție, poate să strica ceva și curentul trecea mai departe, poate tu erai plecat și l-a fuc. Aia e adevărul, că asta se întâmplă. De aia spun, aveți grijă la cabluri, aveți grijă să fie ce trebuie, aveți grijă să pune siguranțe de protecție de amperaj corespunzător, respectiv dacă ai 100 de amperi, pui o siguranță măcar de 125 de amperi, că e 1,25, știți cum se face calculul ăla. Și, na, tot ce am făcut eu până acum a fost sistemul cumva complet, dar în teste. De-aia vă spuneam mereu că dacă e să mă decid să rămână, voi pune cablurile curoase de 25, cum am eu. De-aia vă spuneam că totul este sub atenție. Și în concluzie am decis să-l dau înapoi din acest motiv. Acum, merită invertorul ăsta Yaesan Power 3000 banii? Merită să fie folosit? Băi, eu zic că merită. La fel cum a zis și la PNI. Mai ales că se duce pe bune în 1500 de W, fără problemă. La vârf 1800 a plecat, nicio problemă. Problema lui este construcția și calitatea materialului, cum se spune. Dacă, de exemplu, în ei n-ar avea tranzistor de 2-3 lei bucata și ar avea niște tranzistor de 20-30 de lei bucata, evident ar crește costurile, dar calitatea lor și rezistența timp ar fi mult, mult mai mare. Evident, te gândești, băi, și totuși merită să-l cumperi. Băi, merită să-l cumperi dacă îl găsești undeva la 400, maxim 450 de lei bucata. Nu 550 la ofertă, nu 580, nu 650 cum ar fi el în mod normal. Acum depinde de unde îl cumpărați. Deci dacă ar fi un 400 de lei, negreșit l-aș lua și aș zice, fuck it. Chiar dacă se strică, chiar dacă e problemă cu bordele, îl desfac eu, mi-asum să pierd garanția. Și atunci îl strâng eu cum trebuie. La fel cum pe Neo avea dita cheia de 14, bine ar fi fost să aibă și aici o cheie, dar aici n-aveai decât o piuliță de plastic care proteja metalul să nu facă atingere și atât. Dar pe interior, dacă n-a fost strâns bine din fabrică la asamblare, degeaba strângeam eu cât puteam, că el se mișca pur și simplu. Deci, pur și simplu, îmi pare rău că nu am să vă mai arăt clipul. Nu știu de ce s-a șters, cine mi l-a șters. L-am căutat cât se poate în coșul de gunoi al telefonului, să zic așa, și tot nu l-am găsit. Mi-ar fi plăcut să vedeți cât de bine vă arătăm și cum vă explicam și cum totodată eram și obiectiv și sunt. Da, merită banii invertorul ăsta mic, da, își face treaba, deși e mic, e chinezărie, băi, merită, e util, poți să-l iei după tine, uite cum ești acum în mașină, poți să-l iei și în autoturism, l-ai băgat oriunde. Bine, dacă îl bagi la bricheta auto, trebuie să înțelegi că nu poți să folosești mai mult de 120 de W, că atâta poate bricheta, 12x10 amperi, după aia s-ar de siguranță, dar la nevoie pentru încărcat un laptop care consumă 30-60 de W, maxim 90 de W, da, merge inclusiv la brichetă, pentru o ladă frigorifică, inclusiv pentru frigider până la urmă, dar nu, mai degrabă ladă frigorifică, are 40 de W real, 40 ore una, pentru că frigiderul, dacă e pe 12V, scuze, pe 220 și tu îi dai de la 12V prin invertor, poate vârful lui de plecare poate fi 500 de W, acolo câteva fracțiuni. Bun, deci asta e concluzia mea. Îmi pare rău, trebuie să-l dau și pe ăsta înapoi. Băgați și voi de seamă când le cumpărați și e foarte tare treaba asta, că ni se permite să testăm produsele, să le cumpărăm, evident, ai dat banul, nimic de zis, dar ai posibilitatea ca în 20... Ce-ai fi vrut să zic, nu știu, că am văzut o mașină cu 20 în fața mea, că ai posibilitatea ca în 15 zile să faci retur.
Și, de exemplu, dacă l-ai cumpărat de pe OLX, de la un băiat care ți-l dă la un preț mai bun, poate degeaba mi-l dai la un preț mai bun. Poate el ai 650 și mi-l dai, cum am zis eu, cu 400-450. Dar dacă vin la tine și spun, bă, vezi că ai problema asta și așa, o la ce, nu știu, frate, și sunt eu magazin, l-ai luat de pe net. Concluzia este că da, e un invertor ok, îți faci treaba cu el, e o chinezărie, dar e o, nu știu, e ok, dar să fi fost la 400 de lei, nu la 650, pentru că atunci prefer să mai pui ceva, să-ți iei ceva calitativ. Și apropo de asta, mă gândeam să-mi iau un Long Life, crezând că la câtă reclamă are pe net sau cum e Solid Volt, mamă, e rupere, ce să vezi. Am un prieten electronist și la nevoie pe el o să mă bazez în cazul în care mă iau un invertor, poate mai ieftin, poate unul second, poate unul stricat, și zic, pune tati piese de calitate, să-l facem forță, cum mi-a zis, bă, Long Life-ul e tot o chinezărie și are tranzistor tot de 2 lei, 3 lei bucata, maxim 6 lei, nu 20-30 bucata, nu aduci din Germania, ci făcuți în China. Aia s-a făcut să țină cât țin și după aia gata. Și după aia, dacă e să ai garanție la el, poate ți repară pe garanție. Dacă nu mai ai garanție la el, să fii sărântul. Și atunci, dacă puteți să vă procurați, între ghilimele, niște invertoare de genul ăsta și eventual să fie second hand la un preț de nimic, nu știu, 150-200 de lei, pentru că omul spune, nu mai am nici garanție la el, dar îl vând pentru că s-a stricat, atunci da, merită. Pentru că vă spuneam că dacă ai un prieten electronist care înțelege cum funcționează treaba, îți va pune piețe de calitate, ăia 3000 de W pentru câteva secunde pot deveni 3000 de W real, nu o să ai tu baterii pentru ei. Evident că nu o să mai fie un 3 lei, 4 lei un tranzistor, o să fie un 20-30 de lei bucata, mulțit cu 6 sau cu 10. Poate te duce la vreo 200-300 de lei, dar tu dacă lei cu, cum am spus, 150, să zicem, te duce cu totul la vreo 500 de lei, bă, da, îți faci un invertor de rupe. Acum nu zic că asta e soluția, dar decât să dai 600-700 pe o chinezărie, mai bine ori îl iei cu 400 de lei și îl îmbunătățești, ori iei unul bun care s-a stricat și îl repari și îți faci treaba. Și apropo de chestia asta, dacă aveți idei, sugestii, să-mi spuneți ce invertoare folosiți voi sau ce mi-ați recomandat să cumpăr, că eu acum sunt din nou în căutare de invertor, nu ezitați să-mi lăsați aici comentarii, eventual să-mi dați un link, să-mi spuneți concret de ce vă place vouă un invertor și nu altul, nu că am auzit la nu știu cine, un prieten care are o soră, care are un iubit și ăla a folosit nu știu ce, nu, mă refer în concret. Și atunci eu sunt deschis să primesc sugestii. Dar să fiu sigur că le-ați folosit voi sau le aveți voi și zici, băi, l-am de un an, așa cum pe NIU, cum vă spuneam, am un prieten, îl are de un an, îi merge impecabil, ghinionul meu a fost ca al meu, deși nu aveam probleme cu coolerele. Ăsta, de exemplu, deși nou, PowerSun 3000, foarte bun, avea probleme cu bornele, foarte riscant de altfel, că dacă la coolere mai rezistai cu ele, aici nu. În concluzie, cam asta e, nu vreau să mai lungesc clipul video și așa ne rupe soarele, după cum vedeți, am plecat din Duba, am venit în cealaltă mașină, că aici e un pic mai umbră, ca să închei clipul. Deci, spuneți-mi ce mi-ați recomandat să-mi cumpăr și de ce. Și evident, nu spuneți Victron, am deja MPPT Victron, știu că ăștia sunt cei mai tari și cei mai buni, dar nu o să dau acum 15 milioane pe un invertor, că de banii aia mai mi-au o baterie litiu fier fosfat. Nu, deci nu mă refer la să mă arunc la 1500 de lei sau 2000 de lei la reducere și îl scoți în 1700 de lei doar pentru 1000 de W, poate nici atât. Nu, mă refer la un invertor decent, undeva între 500-1000 de lei, dar să merite banii și să fac treaba cu el, că până la urmă n-am mari pretenții, să-mi țin un frigider, un laptop, o treabă, o poveste, dar dacă deodată îmi bag și un fen în priză sau, nu știu, ceva, un cuptor cu microunde la 1200 de W, bă, să țină, mă, nu să se încingă, nu să intre în protecție că nu merg coolerele, nu să intre în protecție că să încinge borna și tot fel de porcării de-astea. Eu înțeleg că anumite produse sunt mai teoretic ieftine, deși nu sunt neapărat ieftine, dar nici să ne bate în joc, știi cum e, adică nici să aruncă cu banii, bă, e nou, dai praf. Știi? Cam asta e ideea. Vă las să ne auzim cu bine și revenim cu clipuri noi. Continui cu clipuri despre panou solar și la final o să fac un clip întreg despre tot sistemul solar. Voi lua un nou invertor, că așa sistemul solar și totul e gata. Dar o să fac la final un clip frumos despre tot sistemul, deși am făcut clip cu panou solar. O să mai fac și cu bateria, cu cablajele, cu tot ce am făcut acolo. Da, asta în curând. Hai să-l încheiem pe ăsta și v-am zis, dați și voi un like, un share, subscribe și dați și sugestii dacă aveți în ceea ce privește invertoarele. Spuneți-mi în comentarii ce invertoare folosiți voi,
de cât timp le aveți și dacă sunteți sau nu mulțumiți de ele. Hai, ceau, ceau, bye bye, ne auzim!